Stimați prieteni, bună ziua! Dați-mi voie, în primul rând, să vă salut la acest briefing de presă și să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației de a fi parte acestui eveniment scurt, dar important. Avem un mesaj de transmis către dumneavoastră, către comunitatea mass media, dar și pentru societatea noastră în general. Astăzi, începând cu astăzi, valabilitatea semnăturii electronice pe tokenul USB, de este care le utilizam până acum, se extinde până la 5 ani. Știți cu toții, ambițiile guvernului de digitalizare este un capitol aparte dedicat în programul de activitate a guvernului pentru transformare digitală, un capitol care conține acțiuni pentru accesibilitatea serviciilor publice prin digitalizarea lor, prin sporirea acoperirii geografice, inclusiv prin includerea multor din servicii mult așteptate în lista de servicii prestate prin oficiile consulare, dar accentul nemijlocit și cel mai important îl punem pe servicii electronice. De ce așa? Din cauza că doar prin servicii electronice oamenii de sine stătători ar putea să-și obțină aceste servicii, să nu stea în rând, să nu piardă nervi, timp, bani, pentru a le obține valorile pe care ei le așteaptă. La fel, după cum cunoașteți, probabil ați urmărit, în Parlament a fost aprobat în prima lectură legea serviciilor publice, care prescrie că serviciile se vor presta preponderent în format electronic, iar rezultatul serviciilor va fi preponderent nematerial, adică document electronic, după care va fi și document pe hârtie dacă solicitantul îl solicită în mod explicit. Acest lucru este posibil doar dacă suntem pregătiți să consumăm aceste servicii și unul din elementele cheie în momentul în care ne propunem să digitalizăm interacțiunea cetățenilor cu statul este cât de bine suntem echipați cu identitate electronică, cât de mulți cetățeni au la îndemână dispozitive care pot să producă semnătură electronică, semnătură care, conform legislației noastre naționale, se consideră cu forță juridică și care asimilează după efectele sale documentele electronice cu documentele semnate pe hârtie, cele pe care mulți din funcționari încă vor să mai vadă ștampile umede pe dânsele și multe alte năzdrăvănii. Documentele electronice nu cred că este cazul să dezvăluie multele avantaje pe care le au aceste documente, dar câteva totuși o să le menționez. Fiind documente cu forță juridică, emisă oficială, autentice, ele pot fi utilizate, obținute în primul rând fără a te deplasa la ghișeele prestatorilor, pot fi transmise cu o viteză mult mai mare decât documentele pe hârtie, nu există copie și nu există original, toate documentele electronice semnate corespunzător legii, ele se consideră originale, corespunzător toate aceste beneficii vin să întărească posibilitatea de consum a serviciilor electronice și de consum a tranzacțiilor. Problema identității este una bine cunoscută. Noi avem o agendă de lucru care țintește echiparea oamenilor cu identitate electronică într-o formă sau alta. Pe lângă faptul că venim cu niște soluții noi pentru cetățeni, deși aveam, dacă vorbim la modul practic, noi în Republica Moldova avem câteva tipuri de semnătură sau dispozitive pe care noi putem să le utilizăm. Este buletinul electronic, buletinul de identitate electronic. Există mai mult pentru mediul de afaceri, este popular tokenul USB, care are certificate digitale pe ele. Există semnătura electronică din 2012, care poate semna, fiind abonați la unul din operatorii de telefonie mobilă, deci pot semna documente doar cu telefonul mobil. Însă toate aceste lucruri, ele oricum nu descătușează, în măsura în care ne dorim, nu descătușează oamenii pentru a utiliza semnăturile foarte pe larg și să genereze
tranzacții electronice în contextul serviciilor electronice. Iată, astăzi facem încă un pas pentru a îmbunătăți această situație. Vor mai urma și alți pași, despre care vom vorbi puțin și în cadrul acestui exercițiu de transmitere a mesajului de extindere a perioadei de valabilitate, dar și cu alte ocazii dedicate anume a celorlalte dezvoltări din domeniul semnăturii. Astăzi, începând cu astăzi, STISC, Serviciul Tehnologie Informatică și Securitate Cibernetică, va emite certificate care pot să aibă o valabilitate maximă aplicabilă conform legii, adică 5 ani de zile. Ce înseamnă asta din punct de vedere beneficiilor? Domnul director al serviciului, domnul Pantaz, ne va explica și modalitatea cum poate fi obținut acest stick cu semnătură pentru o perioadă mai îndelungată. Eu vreau să spun doar un lucru de ce ne adresăm anume dumneavoastră. Deoarece noi vă considerăm aliații noștri în a promova tehnologiile noi, în a promova inovațiile și vrem să ajungem prin intermediul dumneavoastră către, în toate casele moldovenilor, de aici din țară, dar și peste hotare, pentru ca să îi îndemnăm să utilizeze un nou stil de interacțiune cu statul prin servicii electronice, prin utilizarea semnăturii electronice, un stil care să elimine din fenomenele de corupție, fiindcă se reduce interacțiunea directă dintre om și alt om, care de multe ori generează animozități și alte efecte adverse. Deci să fie posibil lucrul ăsta, să economisească oamenii bani, să nu călătorească distanță lungi pentru a obține niște lucruri elementare, pot să le facă la ei de acasă. Și cel mai important pentru noi, ca efect, să fie niște oameni liberi, să poată semneze de oriunde și oricând doresc ei. De asta vreau să vă îndemn încă o dată și să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați dat curs faptului de a fi prezența astăzi aici, dar și de a adera la clubul de presă cu preponderent cu subiecte de digitalizare și să vă îndemn să ne fortificăm eforturile, să ne fortificăm puterile ca să putem să mergem într-un pas către toți moldovenii și să îndemnăm, să ne modernizăm, să ne tehnologizăm în măsura în care fiecare după abilitățile lui și puterile lui, dar să o facem cu mare interes și să punem presiune pozitivă pe toate autoritățile statului să ne accepte acest nou stil de interacțiune. Mă opresc pe moment, mă opresc aici. Îl rog pe domnul director Pantaz să vină cu detalii asupra acestei noutăți la modul concret, ca ulterior să-i ofer posibilitatea să expună și colegului nostru, domnul Vasile Golubei, de la Serviciul Informației și Securitate, autoritate care gestionează politicile în domeniul identității electronice, în domeniul securității statului și ăsta fiind unul din instrumentele principale în a asigura consistența, autenticitatea și integritatea tranzacțiilor electronice. Domnul director Pantaz, vă rog. Vă mulțumesc mult, stimate domnule viceprim-ministru, vă mulțumesc celor prezenți în sală. Da, într-adevăr, vreau să vin cu reconfirmare cele menționate de către domnul viceprim-ministru cu privire la extinderea valabilității certificatul cheii publice, începând cu ziua de astăzi. Evident, acest lucru este posibil deja prin intermediul portalului online, semnătura MD, să depuneți acest pachet, această solicitare de a beneficia de acest serviciu, este deja disponibil online. Este necesar doar de a selecta acea opțiune. Trebuie să înțelegem cu certitudine că acest beneficiu, de fapt, este doar în beneficiu cetățeanului și vine să înlăture mai multe bariere. Hai să ne imaginăm care ar fi real situația. Este aproape o singură dată la ghișeul de emitere semnăturii, dar beneficiezi de o semnătură valabilă pe termen de 5 ani. Dacă la moment valabilitatea este de 2 ani de zile, acum deja ar fi de 5 ani. Vreau să mulțumesc autorităților care au fost implicate ca să putem obține această posibilitate, fiindcă vă dați seama, acest lucru nu e doar
o dorință cuiva, este necesar de asigurat cadrul normativ, este necesar de a implementa toate cerințele tehnice de rigoare de care parvin inclusiv de recomandările UE, fiindcă de alt fel nu putem să asigurăm acea valoare juridică pe care ne-o dorim cu toții. În principiu, dacă să ne accent pe partea de ce țin de aliniere, Recomandul Aliniment a întreprins un set de acțiuni, adică noi împreună cu colegii, pentru a adopta acel cadru normativ, dar aveam încă o mică restanță în acest sens, dar în scurt timp cred că vom progresa efectiv pe acest segment. Ceea ce privește costurile, evident, semnătura electronică este mult mai rațional acum să obții pentru un termen 5 ani, vorbim de un mijloc criptografic nou care de fapt ar costa la momentul 190 lei pe lângă cel de 110 lei care a costat până în ziua de astăzi, iar semnătura electronică 5 ani ar costa 650 de lei. Dacă ne referim la rentabilitate, evident, acest lucru foarte simplu poate fi calculat. Cu referire la utilizatorii care până la moment beneficiază de semnătura electronică, ei în continuare sunt îndemnați să o utilizeze, fiindcă ei este una valabilă și pot să o asigure prelungirea ei, evident, pe un termen de 2 ani, cu mijloacele tehnice care există la moment. Cei care doresc să-și perfecteze pe o perioadă de 5 ani nu au decât să selecteze opțiunea dorită și să beneficiază de acest lucru. Dacă ne referim la fapt că la moment circa avem circa 200.000 de utilizatori activi, totuși noi sperăm că cu această oportunitate o să mărim acest număr, inclusiv prin cetățenii din diaspora, care știm cu toții că destul de rar vin acasă, dar ar putea să venind acasă să beneficieze de această semnătură și să utilizeze serviciile electronice de la distanță. Ba mai mult ca atât, împreună cu colegii, pe Serviciul Nivelor și Securitate, AGEU, împreună cu susținerea domnului viceprim-ministru, să lucrăm foarte intens și Ministerul de Externe, cer scuze, la o procedură prin care vom oferi posibilitatea de a obține semnăturile electronice prin intermediul misiunilor diplomatice, ceea ce considerăm pentru cetățenii noștri din diaspora ar fi un serviciu extrem de important. Totodată vreau să reiterez faptul că STISC în continuare este deschis pentru a oferi consultanță, suport tehnic atunci, ori de câte ori este necesar pentru a putea facilita utilizarea acestui instrument de zi cu zi. În principiu, ca să spun, mersi mult. Mulțumesc, domnule director Pantaz. Într-adevăr, aceste măsuri pe care le-ați enumerat dumneavoastră, noi mizăm foarte mult, ele se prindă la cetățeni, să fie utilizate atât de cetățenii din țară, dar mai ales pentru diaspora. Odată la 5 ani ai obținut acest stick și în mod similar cum îl obții și astăzi, adică depunând o cerere online, și poți beneficia de interacțiunea cu statul și de toate instrumentele digitale, ele toate sunt compatibile cu noul tip de semnătură. Aici vorbesc și de autentificare în sistemele informaționale cu serviciul guvernamental de autentificare M-PASS, semnarea documentelor cu serviciul M-SIGN, împuternicirea persoanelor pentru a ne reprezenta în diferite contexte cu semnătură electronică și aici este serviciul guvernamental de împuterniciri Empower, toate dezvoltate împreună cu aceste instituții, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică, care le-a pus în funcțiune și la care sunt integrate multe servicii sectoriale, deci servicii, de exemplu, de stare civilă, servicii din sfera socială, de la Ministerul de Interne, mai multe servicii sunt conectate la acestea care, în final, vin să ofere să acopere cele necesități pe care cetățenii le au. Dați-mi voie să-i ofer cuvântul domnului Vasile Golubei de la Serviciul de Informație și Securitate. Aici aș dori să menționez un lucru important. Serviciul de Informație și Securitate este autoritatea care reglementează acest domeniu, da? Deci generează politici în acest domeniu și toate dezvoltările pe segmentul identitate electronică se fac în strictă aliniere cu cerințele serviciului, inclusiv pe dimensiunea
securității. De aceea, utilizarea acestor instrumente digitale în tranzacțiile electronice, pe lângă faptul că este comod, ele oferă și siguranța de care noi atât de mult avem nevoie în tranzacțiile online. Domnule Găldei, mulțumesc! Bună ziua! Cum și-a menționat domnul viceprim-ministru, Serviciul de Informații și Securitate este autoritatea responsabilă pe domeniul semnăturii electronice și documentul electronic, în conformitate cu legea 91 din 2014. Și respectiv, Serviciul de Informații și Securitate autorizează toate dispozitivele care se folosesc la noi, la momentul de față, în infrastructura de semnătură electronică. În acest sens vreau să vă comunic că dispozitivul respectiv care astăzi a fost dat în exploatare, a fost avizat de serviciu, corespunde cu toate normele de securitate și respectiv este un device safe to use și chiar vă recomandăm să-l utilizați. Totodată, serviciul este deschis să ajute guvernul să fim în aceeași corabie, să promovăm transformarea digitală a țării, să avem servicii cât mai multe și cât mai utile cetățenilor. În acest sens, Serviciul de Informații și Securitate este în proces de definitivare, deja a avut avizele de la autoritățile competente, a unui nou proiect de lege care urmează să transpună directiva UE 910 din 2014, care urmează să implementeze la nivel național niște servicii noi, dar foarte utile pentru autorități publice și cetățeni. Totodată, serviciul a fost autoritatea care a modificat cadrul normativ ce a permis extinderea termenului de valabilitate a semnăturilor electronice de la un an, care era anterior, la 5 ani. Respectiv, încercăm și noi să facilităm procesul ăsta de transformare digitală a țării. Mulțumesc frumos, domnule Golubei. Într-adevăr, serviciul este aliniat la prioritățile noastre a tuturor. Spuneam și anterior, cu alte ocazii, digitalizarea nu este o preocupare a unei persoane sau a unei instituții, este o preocupare a noastră a tuturor. De aceea, încă o dată, alinierea acestor eforturi împreună cu dumneavoastră va aduce societatea noastră exact acolo unde noi ne dorim. Una să fie una mai modernizată, una mai echipată cu tot ce înseamnă tehnologie și una mai competitivă, de ce nu? Vreau să închei acest mesaj prin a transmite câteva elemente cheie care urmează, tot din această agendă de identitate electronică, dezvoltarea identității electronice. După cum au menționat colegii mei, lucrăm acum la o soluție prin care identitatea electronică să fie posibilă de utilizat de pe telefoanele mobile, fără ca să fie o afiliere sau o constrângere geografică, de exemplu, da? Fără ca să luăm, să fim forțați să luăm SIM-uri sau să luăm abonamente de la operatorii de telefonie locali. În mare parte, acest tip de identificare și semnătură va fi utilizat pentru cei mulți concetățeni de noștri de peste hotare și atunci, chiar având abonamente de la operatorii din țara gazdă, ar putea să utilizeze și identitatea electronică și să consume serviciile electronice așa cum și noi suntem obișnuiți aici să o facem. Vreau să reamintesc totodată că astăzi avem circa 200 de servicii digitale, servicii electronice, ceea ce ar însemna că în circa 200 de cazuri nu mai trebuie să mergi să te deplasezi undeva, să stai în rând și să cheltui resurse pentru a-ți obține serviciu. Vor mai veni la aceste 200 de servicii, vor mai veni și multe altele, fiindcă este în demarare un proces de modernizare a serviciilor guvernamentale, un proces care are ca obiectiv regândirea totală a serviciilor prin prisma consumatorului, prin prisma cetățeanului. Deci, ceea ce înseamnă mai puține vizite, mai puține documente fizice transmise, mai multe tehnologie și mai multă descătușare. La fel, cu această soluție de semnături mobile de generație nouă, vom implementa și posibilitatea de identificare de la distanță.
Conform legilor aprobate recent, modificările la legislație aprobate recent, este posibilă identificarea persoanelor de la distanță fără a te deplasa la o anumită, într-un anumit punct geografic. Da? Însă, oricum, lucrul ăsta trebuie să fie unul reglementat, unul securizat, unul care este în aliniere cu toate practicile internaționale. Și o să vedeți de ce anume alinierea la practicile internaționale este un lucru crucial în acest caz, ceva mai târziu, însă cu identificarea la distanță va fi posibil de înrolat sau de obținut semnătura chiar fiind acasă, ne deplasându-se persoana nicăieri, deci chiar în condițiile uzuale casnice. Alinierea la standardele internaționale vine să ne ajute în cealaltă măsură pe care iarăși legislația o admite și urmează cu aceste două instituții și cu alte instituții care de profil să implementăm lucrul ăsta, vorbesc despre recunoașterea semnăturilor electronice. La prima etapă vom merge cu recunoașterea semnăturilor din UE, Uniunea Europeană, la noi în Republica Moldova, în paralel lucrăm la recunoaștere reciproc sau mutuală a semnăturilor de către Uniunea Europeană, a semnăturilor emise de aici, din Republica Moldova. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că persoanele noastre, în țara lor gazdă, fiindcă multe din ele au cetățenie dublă, în țara lor gazdă, obținându-și un buletin de identitate din acea țară, electronic sau obținând o semnătură electronică, fiindcă în majoritatea țărilor UE acest instrument este răspândit, ar putea semna tranzacții și documente și s-ar putea autentifica în sistemele informaționale fiscale, sociale, de aici, de la noi din țară, fără ca această semnătură să fie emisă de cineva de aici, de la noi, de pe loc, dar fiind recunoscută corespunzător de către atât la nivel tehnologic, adică trebuie să existe o compatibilitate, de asta alinierea la standardele internaționale este un lucru foarte important, dar și la cerințele de securitate. Deci lucrul ăsta este important. Pentru noi, cei care suntem aici în țară, dacă am avea nevoie să interacționăm cu oricare altă țară din Uniunea Europeană, vorbesc în special în Uniunea Europeană, fiindcă aici avem chiar o legislație de interoperabilitate a identității, adică de schimb de informații privind identitatea. Deci asta ar însemna că noi am putea să interacționăm cu autoritățile acelui stat cu semnătura emisă de către organele competente de la noi din țară. Mai sunt și alte lucruri, unele mai mășcate, altele mai mărunte din această agendă, dar o să vi le aducem dumneavoastră ca informații suplimentare în momentul când se maturează și deja se cristalizează, ia o anumită formă practică, pentru că, încă o dată, cu ajutorul dumneavoastră, să transmitem aceste informații către toți potențialii consumatori. Vă mulțumesc frumos pentru a ne asculta cu acest mesaj. Suntem gata să vă răspundem la eventualele întrebări pe care sunt sigur că le aveți. Vă mulțumesc! Da, câteva precizări aș vrea. Cât plătește omul pentru semnătură? 190 sau 650, nu mi-a fost chiar clar. Și pentru ce acești bani, că mă gândesc că dacă e 650, e descurajantă suma pentru unii, ar putea fi. Deci pentru dezvoltarea serviciilor în continuare sau pentru ce sunt acești bani? Da, dacă îmi permiteți. Însăși costul mijlocului criptografic este unul care, dați seama, cheltuială directă, care este transpusă. El nu reprezintă absolut niciun cost suplimentar care este de noi suportat. Este un preț minim și este prețul de achiziție. Când vorbim de semnătura electronică, este vorba de 650 lei și este o necesitate pentru a acoperi costurile ca această infrastructură tehnică să funcționeze acest 5 ani. Fiindcă dacă să ne punem o simplă întrebare, cetățeanul a procurat, a mers acasă, peste un an de zile, poate are o întrebare de ce ceva nu funcționează. Este necesar ca dumnealui să sune la un număr de telefon, cineva să răspundă și să-l consulte. Este vorba că în acești 5 ani de zile noi avem o responsabilitate față de cetățean prin care trebuie să o onorăm. Și acest cost este format anume din cheltuieli directe pentru a asigura o bună funcționare.
Scuzați, încă o precizare, ziceți de o restanță legislativă, despre ce este vorba? Da, cei care a menționat-o domnul Galubiei, colegul de la Serviciul Maș Securitate, este vorba despre transpunerea regulamentului privire la identitatea electronică. Este vorba despre regulamentul 910, care este în procedura de avizare la moment, chiar deja a ajuns în guvern și el a transmis autorități spre avizare și în scurt timp el o să fie promovat. El vine de fapt în sine să schimbe cadrul normativ, este vorba despre legea 91, care a fost elaborată în conformitate cu o directivă mult mai veche, este vorba despre directiva 93, acesta vine să alinieze cu cadrul european actual. Așa, ați spus că în jur de 200.000 de utilizatori avem care folosesc semnătura electronică. De cealaltă parte, suntem toți conectați la noile tehnologii și fiecare are un telefon mobil sau un laptop. Totuși, numărul de utilizatori este destul de modest. Ce fac autoritățile statului pentru a promova acest serviciu? Numărul de utilizatori ai semnăturii nu neapărat este numărul de utilizatori ai serviciilor electronice. Lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem. Sunt multe servicii electronice care nu necesită autentificare sau nu neapărat sunt digitalizate în întregime. Deci depunerea este, de exemplu, digitală, însă obținerea documentului este fizic. De fapt, e un scenariu cel mai des întâlnit. Există și partea inversă, atunci când depunerea este fizică, iar rezultatul serviciului este o notificare prin e-mail sau în altă formă. Și în aceste cazuri nu se utilizează semnătura. Cifra care a fost enunțată anterior de către domnul director Pantaz se referă la numărul de utilizatori activi ai semnăturii electronice. Într-adevăr, este o cifră relativ modestă. Dacă ne uităm la numărul de populație activă, deci probabil trebuie să constatăm că doar o pătrime din populație sau poate chiar și mai puțin, o cincime, este echipat cu semnătură. Vrem să diversificăm, să facem semnătura mai simplă de utilizat, serviciile mai simple de consumat, ca să mărim atractivitatea acestor servicii. În plus, vom veni și cu niște măsuri de încurajare a tranzacțiilor electronice, deci niște măsuri care să vină să stimuleze oamenii să consume anume tranzacții electronice. Însă, probabil, cel mai important lucru din toată această gamă de acțiuni care trebuie să le întreprindem este ca să ajutăm cetățenii să confrunte cazurile atunci când și-au obținut un document electronic, îl duc la o autoritate și acea autoritate nu îl acceptă. Și în situația asta noi demotivăm total și erodăm toată încrederea pe care ar putea să o aibă și alți potențiali utilizatori acelor servicii. În acest scop vom institui un serviciu într-o anumită perioadă, eu zic pe termen mediu, deci cred că în următoarea jumătate de an, vom avea un serviciu la care vor fi colectate astfel de cazuri de abuz, că nu este altceva decât abuz, de discriminare a tranzacțiilor electronice față de tranzacțiile la ghișeu, pentru a le sintetiza, a le prelua și a lucra cu fiecare autoritate. Și acolo unde, de exemplu, nu este suficient de cunoscut modul cum trebuie să lucrez cu documentele electronice, o să-i ajutăm să înțeleagă aceste lucruri, deci acolo unde se va dori, acolo unde putem să întâmpinăm reticență, fiindcă asta este sistemul, este unul destul de inert, destul de rezistent la schimbare, o să trebuiască să găsim pârghiile necesare de convingere pentru a ne conforma prevederilor legislației. Și aici, încă o dată, apel către dumneavoastră să punem presiunea pozitivă pe toate autoritățile să ne respecte drepturile noastre de a alege să fim serviți în format electronic și nu neapărat pe hârtie. Să insistăm la asta. Ați mai spus că sunt disponibile 200 de servicii unde le putem utiliza cu semnătura electronică. Cât la sută ar fi acestea din totalul de servicii unde se cere o semnătură?
Totalul, numărul total de servicii înregistrat conform nomenclatorului prestate de autoritățile publice centrale este de 688 de servicii. Circa 200 din ele sunt în format digital cu anumit grad de maturitate. Unele sunt foarte mature din punctul de vedere și tehnologic și operațional, dar și prin utilizarea lor, unele sunt ating cifra de 95-98% adopție, adică ceea ce înseamnă că la aceste servicii 98% din cazuri depunerile și servirea clienților este online. Altele sunt ceva mai cu adopție mai modestă, altele sunt chiar cu adopție neglijabilă, care trebuie să înțelegem de ce lucrul ăsta se întâmplă și să luăm anumite decizii. Cifra de 688 de servicii nu neapărat este una de referință, întrucât am menționat anterior că avem un proces de modernizare a serviciilor guvernamentale care are o etapă în acest proces de raționalizare, adică de optimizare a numărului de servicii. Prin excluderea serviciilor depășite de timp, care sunt moral învechite, sunt servicii care sunt create de dragul serviciilor, deci iei un extras, iei o adeverință dintr-un loc și o duce în altul. Altceva nu se întâmplă acolo. Deci astfel de servicii, și după cum probabil că cunoașteți, există și inițiative legislative pe care guvernul le, chiar astăzi avem în avizare acest proiect de inițiativă legislativă, guvernul îl susține, întrucât vine să elimine acele extrase, adeverință, certificate, cu alte cuvinte, documente constatatoare, deci informații pe care statul deja le cunoaște, le deține. Ele nu mai trebuie să figureze ca servicii aparte. Iată, toate acestea puse la un loc, cred că vor aduce pe de o parte la niște servicii mai calitative, mai prietenoase și corespunzător adopția va fi mai bună și mai puține servicii din cauza că multe din ele vor fi optimizate, vor fi cumulate sau vor fi oprite din cauza că nu-și mai aduc valoare pentru om. Încă o precizare, ați menționat despre un obiectiv, recunoașterea semnăturilor din Republica Moldova în Uniunea Europeană. Orientativ, când s-ar putea întâmpla acest lucru? Legislația deja prevede această recunoaștere a semnăturilor din Uniunea Europeană în Republica Moldova, nu și invers. Invers ar trebui să fie efectuate încă eforturi diplomatice, probabil, e un proces de negocieri. Înțelegem că nu este unul simplu, că în Uniunea Europeană recunoașterea între țările membre Uniunii Europene tot nu este una foarte, să zic eu, simplă, întrucât trebuie să negociez țară cu țară și există un tabel de corelare dintre nivelul de securitate dintr-o țară și alta și atunci doar în felul ăsta pot fi făcute aceste recunoașteri multilaterale. Ne propunem să recunoaștem semnăturile reciproc cu vecinii noștri, cu Ucraina și cu România și în acest sens știu că și Serviciul de Informație și Securitate a avansat pe anumite segmente în recunoașterea cu Ucraina, urmează să vedem și cu România, având și ședința comună a guvernului la sfârșitul lunii următoare, o să vedem exact unde, dar având și aceste subiecte pe agenda. Mulțumesc! Semnăturile care sunt, deci serviciile în care se pot aplica semnăturile, sunt serviciile, în mare parte, serviciile de la Agenție Servicii Publice, servicii de stare civilă, sunt serviciile de la Casa Națională de Asigurări Sociale. Dacă doriți, ca să exemplific, când vă luați duplicatul certificatului de naștere sau depuneți pentru a obține acest certificat, semnați o solicitare, că această solicitare poate fi semnată electronic. Ca să obțineți, de exemplu, o indemnizație la Casa Națională de Asigurări Sociale, la nașterea copilului sau la pentru creșterea copilului, indemnizație care este
acordată de stat în conformitate cu legea. Iarăși, depuneți o solicitare. Deci, în cazul ăsta, oamenii nu mai trebuie să meargă copilul în braț, să stea pe în rânduri, ci pot să o facă asta de la distanță. Urmează și alte servicii problematice. Noi, în mod deosebit, ne uităm la locurile unde se formează niște cozi și sunt cozi imense la serviciile de la cadastru și vrem acolo să începem să descălcim gemul ăsta, că nu este simplu, trebuie să mărturisesc, având și lipsă de informații, informațiile nu sunt prea consolidate, nu este întotdeauna, în lipsa unor date, e ușor să prestez servicii electronice. Dar, pas cu pas, gama acestor servicii se va lărgi, accentul fiind pus pe cele de impact, adică cele care au, în primul rând, nevoie oamenii. A influențat cumva pandemia solicitările de acest serviciu și dacă aveți vreun număr timp de un an, ultimul an, câte au fost solicitate? Dacă vorbim de numărul de utilizatori la semnături, domnul Pantaz cred că o să ne spună la modul practic, eu pot să vă spun că au crescut solicitările serviciilor electronici pe ansamblu. Deci ne-am fi dorit la un apetit mai mare, având în vedere constrângerile astea și limitările în deplasare, pentru serviciile electronice, însă nu a fost chiar așa. La unele servicii au crescut utilizarea cu circa 35-40%, la unele și mai mult, 60%, dar la unele doar cu 10-15%. Deci, în medie, eu cred că noi am avea un consum mai mare de circa 25% mai multe servicii față de cum consumam în ani normali, fără pandemie. Totodată, către sfârșitul acestui an, vom publica o sinteză, urmarea unor sondaje, o sinteză asupra situației de consum a serviciilor electronici și, evident, o să partajăm această informație cu dumneavoastră. Să vedem cum populația percepe în creștere serviciile electronice și care sunt, probabil, principalele impedimente de ce nu merg în format electronic. Asta ne interesează în mod deosebit. Domnule viceprim-ministru, aș vrea încă o precizare, dacă îmi permiteți. Recunoașterea de către telefoanele mobile a semnăturii, când plănuiți să se întâmple asta? Mă gândesc că asta ar fi cel mai, cum să zic, ar fi un semn că deja se poate folosi la scară largă toată treaba asta. Echipele de dezvoltare pedalează foarte mult ca către sfârșitul acestui an să avem această soluție implementată și să o putem să o lansăm în pilotare. Va mai urma un timp tehnic mic, cred eu, sper foarte mult, deci un timp prin care platformele de aplicații mobile, Apple Store, Google Play, să publice aceste aplicații. Deci noi, la modul practic, având acestui nou mecanism de semnătură, credem că va avea loc către sfârșitul lunii ianuarie, în mijloc de luna februarie. Dar... Pe număr. Da, să încerc să vin cu răspuns la întrebarea pusă dumneavoastră. Evident, în ultima perioadă s-a înregistrat un flux de solicitări mai mare, și anume am să-l menționez că este vorba despre persoanele fizice, fiindcă, de fapt, persoanele juridice, contribuabili, deja o dețin destul de mult timp acest semnătur și o utilizează, reieșind din obligativitatea de a raporta statului într-un anumit proces, dar odată cu pandemie, totodată, cred că a impus, sau cel puțin a stimulat persoanele fizice să facă solicitări de semnătură electronică. Adică avem creștere pe segmentul dat și anume de persoane fizice. Vreau să mă întreb dacă au fost tentative de falsificare a semnăturii electronice, a fost așa cazul? Tentative de falsificare, evident, aici, de tehnic, dar reușite nu, fiindcă este foarte important să înțelegem ce înseamnă o semnătură și cum putem noi să o percepem că este una validă sau nu este validă. De foarte multe ori ne ciocnim cu foarte multe întrebări, solicitări, demerse, inclusiv și un proces de judecat, anume în faptul că lumea nu percepe ce înseamnă un document semnat. Un document semnat trebuie să fie, repet, o procedură simplă.
cum se semnează, cu ce instrument semnează, cum se validează și cum acest lucru poate fi demonstrat. Dar mulți ingenioși, am să-i numesc, simplu, iau un document PDF, aplică semnătura electronică, îl redactează cu alte instrumente disponibile prin internet și consideră că i-a reușit să falsifice semnătura. Nu, acest lucru evident nu este posibil. Am strâns poate și organul competent să vină dacă poate cunoaște o altă informație statistică, dar din ceea ce cunoaștem noi, nu sunt înregistrate falsificări în procesul și ținerii de semnătură electronică. Reușite. Da, cazuri de falsificare a semnăturii electronice n-au fost identificate în toată perioada de funcționare a serviciului respectiv. Iarăși, verificarea la o semnătură electronică puteți să o faceți prin instrumentele disponibile pe platforma MSign sau prin aplicația MoSign Desktop, care vă certifică cu siguranță 100% dacă aveți un document semnat electronic sau dacă nu aveți un document electronic. În primul rând, nu trebuie să vă bazați pe insigna aceea care zice că e semnat electronic. Procedura poate fi falsificată simplu prin Photoshop și plasată imaginea aceea peste un document. Așa că toți ar trebui un document electronic dacă doriți să certificați veridicitatea acestuia, să utilizați instrumente certificate, care sunt astea două doar. Suplimentar, aș vrea să mai adaug puțin. De fapt, problema cea mai mare la noi, și nu doar la noi, în țară, este de fapt cunoașterea clară ce înseamnă semnătură electronică. Dacă noi vorbim despre persoane juridice, atunci când un director ia flash-ul, da, semnătură electronică și o împuternicește, să zicem așa, și o transmite contabilului pentru a depune declarațiile fiscale sau în alte rapoarte, neconștiind faptul că contabilul de numele directorului poate să efectueze și alte semnături, asta este responsabilitatea primară, care expres prin lege acest lucru este interzis. Semnătura electronică o deține titularul și o utilizează expres doar titularul, în modul prevăzut de acest. Dar cu regret ne întâlnim cu foarte multe abateri de acest gen atunci când lucrurile astea cu știință sau cu rea știință se întâmplă. Doar aș dori să adaug, să complementez ceea ce au spus colegii mei. Este și un, clar nu, un efort de informare și de educare a populației ce înseamnă acest instrument digital și cum anume de utilizat semnătura. Într-adevăr, tentative de furt de identitate, precis că au fost, dar le-au reușit doar la cei care nu au, care titularii semnăturilor nu au respectat regulile elementare de igienă cibernetică. Atunci când păstrez tokenul ăsta alături cu PIN-ul sau atunci când ești îndemnat să schimbi PIN-ul ăsta odată ce ai obținut semnătura, dar nu o faci și ai PIN-ul care e implicit câteva 8 de 1 sau cât acolo, deci e clar nu că ești vulnerabil din toate punctele de vedere și cineva poate să semneze în locul tău și nici să nu-ți dai seama. Anume din aceste considerente am și făcut anterior, noi am avut un club de presă demarat câteva săptămâni în urmă în care am încercat să spulberăm miturile și tot felul de interpretări date semnăturii electronice. Și acolo spuneam despre faptul că nu trebuie să credem în mesajul scris, amprenta aceea vizuală în documente, fiindcă asta nu-i semnătura. Semnătura e incorporată în documentul în sine și orice modificare a unei virgule, a unui punct, a unei culori a unei virgule, duce la invalidarea documentului. Astfel de tentative, da, am avut, însă cu instrumentele digitalizate, instantaneu să verific că aceste documente nu sunt valide. Ele au fost alterate, au fost modificate după ce titularul și-a pus semnătura. Deci, o campanie, stimați colegi, asta ar trebui și noi să ne luăm și ca temă pentru acasă, suplimentar la agendele pe care le avem, să întărim acele mesaje și aceste acțiuni de educare a populației în utilizarea acestor noi instrumente.
Da, stimați da. Colegi, dacă nu mai aveți întrebări, vă rog, domnule. Da. Domnul viceprimnistru, vreau să menționez că în principiu STIS care e planificat pentru anul 22 să aibă o serie de instruiri către autoritățile publice, dar evident, reieșind din cele discutate astăzi, cred că vom încerca să ne axăm inclusiv spre sector privat, să avem o informare și o mitizare mult mai clară, astfel încât să încercăm să educăm totuși lumea în modul de utilizare a acestui instrument. Mersi mult! Mulțumesc! Stimați prieteni, în numele acestor instituții care au participat astăzi aici, dar și în numele întregilor forțe sau tuturor instituțiilor care reprezintă o forță în digitalizarea și modernizarea țării, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi, ați dat curs aceste invitații, ne-ați vizionat, ne-ați ascultat și vreau totodată să vin cu un îndemn. Utilizați serviciile electronice și nu vă pierdeți timpul stând prin rânduri. Echipați-vă cu semnături, echipați-vă cu semnături care au o perioadă de valabilitate mult mai mare decât ce am avut până acum. Nu că doar s-a dublat, dar chiar s-a extins cu 2,5 termenul de valabilitate. De asta suntem cu un pas mai pregătiți pentru a deveni o societate mai competitivă. Vă mulțumesc încă o dată, să aveți o zi frumoasă și pe curând. Mulțumim mult!